Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de-a 86-a ediție de analize economice, un proiect comun Indiz Viitor și Privesc EU, ediții care le puteți urmări fie pe paginile oficiale ale acestor instituții sau pe pagina mea ioniță.md. Astăzi discutăm în cadrul analizelor economice pentru prima dată un subiect care, cât n-ar fi de straniu, este atât de important pentru Moldova, dar cumva el la noi a trecut în afara analizelor noastre. Pe pagina mea găsiți mai multe analize legate de producția agricolă în Republica Moldova, dar la analize economice niciodată nu ne-am oprit. Am decis să discutăm acest aspect pentru a puncta anumite lucruri, pentru a arăta anumite tendințe, a scoate anumite concluzii și a vedea ce se întâmplă, plus avem și un motiv. Anul 2022 a fost un an foarte prost, acum vom vedea că din punct de vedere a scăderii producției agricole este cel mai prost an din perioada independenței și cel mai prost an din anul 1950, cel puțin, an din care am reușit să colectez date, dar presupun că atât de prost n-a fost niciodată. Dar aici trebuie să spunem că chiar dacă anul 2022 a fost cel mai prost, totuși vine după un an 2021 care a fost cel mai bun an din istoria Moldovei, legat de creștere, nu cea mai bună, cea mai mare creștere din istorie pe care am avut-o noi, dar toate vom da pe rând. Acum să trecem la producția agricolă globală, deci asta cuprinde toată producția, fie vegetală, fie de proveniență animalieră, deci tot ce se produce în ramura noastră agricolă, care până în prezent rămâne cea mai mare ramură care generează cele mai multe exporturi. Dacă luăm producția agricolă prost, producția agricolă prelucrată, atunci mai mult de jumătate din toate exporturile noastre sunt generate de către agricultură. Noi până în ziua de astăzi suntem o țară care ce opțiun la capitolul exporturi, suntem focusați pe agricultură. 2022, datele preliminare ale Biroului Național de Statistică ne furnizează date pentru 3 trimestre legate de creșterea prețurilor în agricultură, vom avea nevoie de ele și ne furnizează datele preliminare privind principale tendințe din agricultură. În baza lor am făcut estimările privind volumul producției agricole din anul 2022. Așteptăm încă 2-3 luni de zile și datele vor fi modificate. De aceea astăzi ceea ce vă prezint pentru 2022 sunt date preliminare care cel mai probabil se vor modifica într-o direcție sau alta. Cert este o concluzie. Prima, producția agricolă globală în anul 2022 a scăzut cu aproape 30%, mai exact cu 29,8%, ceea ce corespunde cu prognoza mea făcută acum jumătate de an, când am anticipat că în 2022 vom avea o reducere a producției agricole substanțială undeva în jur de 30%. Din nefericire, prognoza s-a adeverit, atât și avem 30%. Dacă ne uităm atent, estimările mele preventive, încă o dată repet, în 2-3 luni vom avea date mai exacte, este că în anul 2020 volumul producției agricole a fost de 40,3 miliarde de lei, comparativ cu 48,4 miliarde de lei în anul 2021. Această producție, această scădere de 30%, din anul 2022 a fost compensată parțial, deci noi volumul producției a scăzut cu 30%, însă datorită unei inflații, să zicem, fără precedent în ultimii 20 de ani de zile și producția agricolă s-a scumpit undeva între 18 și 20%, eu în calcul le-am luat mijlocul, aproape 19%, dar datele finale încă nu sunt, cumva a compensat acest lucru. Deci scăderea dramatică a producției agricole din 2022 a fost compensată de creștere de prețuri, cumva agricultorii noștri și-au compensat pierderile enorme de producție scăzută. Din ce cauză a scăzut producția? Sunt doi factori și acolo vom vedea, noi suntem extrem de vulnerabili de condițiile climaterice, în Republica Moldova plouă, este soare, ai agricultură, nu plouă, nu ai agricultură. Este straniu că în secolul 21 o țară înconjurată de două râuri are primăvara inundații, vara secetă, primăvara inundații, vara secetă. Sper că într-un viitor apropiat ne vom învăța să gestionăm potențialul nostru acvatic cu mult mai bine decât o facem acum. Cert este că producția agricolă a scăzut, lucru care evident
a fost influențat prin condițiile economice nefavorabile și de război din Ucraina. Ați spune uimit ce are război din Ucraina cu producția agricolă, are cea mai directă legătură. Și anume, noi încă în luna martie anul 2022 am anticipat și am alertat că cel mai probabil vom avea o scădere de producție agricolă, indiferent de cum va fi clima de afară, și este legată de faptul că agricultorii în acest an nu au putut realiza și executa toate procedurile tehnologice legate de faptul că 75% din toate îngrășămintele erau procurate din Rusia, pe de o parte, pe de altă parte, le s-au scumpit semnificativ de la 3 până la 5 ori, respectiv agricultorii au utilizat cu mult mai puțin îngrășăminte decât trebuiau să utilizeze, lucru care s-a manifestat asupra roadei. Îngrășămintele scumpe, război din Ucraina, logistică grea de adus, plus clima foarte proastă, a dus la ce producția agricolă a scăzut. Dar, dacă să ne uităm pe tipuri de producători, observăm o situație foarte interesantă. Din 2010, acum voi da datele mai lungi, din 2010 până în 2020, sau mai bine zis, tocmai din 96, dar eu aici am luat datele 96, noi toată producția agricolă am împărțit-o în două categorii. Gospodăriile agricole sau întreprinderile din domeniul agriculturii sau așa numită agricultură organizată, agricultura de masă, și doi, sectorul individual care este reprezentat de către fermieri, de către persoane fizice care practică agricultură pentru consum propriu. Până în anul 2020, sectorul individual domina Republica Moldova cu producții mai mari decât întreprinderile agricole organizate. În anul 2021 am avut pur și simplu o creștere de peste două ori a producției agricole în sectorul organizat din cauza climii foarte bune și a prețurilor foarte bune, au ajuns la 29 de miliarde de lei și în acest an cea mai mare scădere o avem tot din întreprinderile agricole, însă ele continuă să domine. Vreau să cred că perioada aceasta, 95-2020, când a dominat sectorul individual, nu cam avea ceva contra sectorul individual, dar nu poți dezvolta o agricultură performantă, o agricultură orientată la export, o agricultură cu valoare adăugată înaltă, fără să ai tehnologii, fără să ai bani, fără să ai concentrație de producție. De aceea, sper că Republica Moldova, începând cu anul 2021, va fi marcat ca anul când la noi s-a început dezvoltarea agriculturii organizate, agriculturii mari. Dar, dacă ne uităm atent pe grafic, observăm că cele mai mari șocuri, cele mai mari fluctuații sunt anume în agricultură organizată. În agricultura individuală, creșterea este modestă, dar este stabilă. Dacă observăm scăderile și creșteri, nu sunt atât de mari. Noi, cele mai mari creștere și descreștere sau cele mai mari fluctuații avem în agricultură organizată. Dacă ne uităm împărțit pe tipul de agricultură, observați foarte bine, în perioada sovietică și până în anul 91, până la independență, agricultura organizată era undeva 85%. Agricultura individuală era 15%. După aceasta, de fapt, toată căderea noastră în agricultură, în cea mai mare parte, a fost determinată de către lichidarea și stoparea activității întreprinderilor agricole și noi am ajuns maxima în 2003, când agricultura individuală era 70%, practic exista agricultură de subsistență, iar agricultura organizată doar 30%. Lucrurile s-au început a schimba și anul 2021 este un an de cotitură, când agricultura organizată a ajuns la 60%, cea individuală 40%. Deci cred că undeva 70-30% ar fi un optim pentru Republica Moldova, lucru care cel mai probabil se va realiza în viitorii 5 ani de zile și voi încerca să explic mai târziu de ce acest lucru se întâmplă. Dacă ne uităm pe tipul de produs, noi am putea împărți agricultura în două categorii mari. Agricultura, producția vegetală și producția animalieră. Dacă ne uităm atent la noi, producția animalieră este una foarte redusă și aici noi, din nefericire, n-am acordat atenția suficientă sectorului zootehnic. Noi cred că acest sector merită o atenție deosebită. Dacă ne uităm, acest sector nu este atât de tare afectat de condițiile climatice. El este mai degrabă afectat de conjunctura generală, de investițiile slabe, dar ne uităm, el crește în fiecare an, chiar și în acest an, în 2022, ca volum a crescut, ca prețuri a crescut. Deci, ca volum de producție, înregistrăm o scădere, dar din cauza că prețurile au crescut foarte bine, atunci noi, scăderea volumului de producție,
pe anumite sectoare, plus avem o creștere la anumite tipuri de animale, avem o creștere chiar semnificativă și scăderea nu prea mare a volumului total din domeniul animalier, plus prețurile foarte bune, observați, din 2010 avem o creștere continuă. Toată fluctuația din agricultură, toate căderile bruști, toate creșterile bruști sunt date de sectorul vegetal, care este direct dependent de către condițiile climaterice. Deci noi avem o stabilitate la tot ce înseamnă sectorul individual și noi avem o stabilitate la tot ce înseamnă producția animalieră, pe toate palierele. Chiar dacă noi pe anumite segmente înregistrăm scăderi, de aceea eu, dacă am vrea să avem o agricultură stabilă, nefiind specialist în agricultură, doar analizând datele în dinamica pe ultimii 70 de ani de zile, vă pot spune foarte simplu. Sectorul de producție animalieră este cel care este cel mai puțin afectat de condițiile climaterice care se întâmplă în Republica Moldova. Dacă ne uităm, din câte deja bănuiți, că situația în Republica Moldova în domeniul agriculturii nu este cel mai vesel. De acest motiv am hotărât să fac următorul lucru. Să ne uităm ce s-a întâmplat în agricultură începând cu independența din 91. Am luat anul 91 ca 100%. Deci am luat anul în care am luat ca referință anul 1991. Dacă ne uităm atent, avem 16 ani în care producția agricolă a scăzut și avem 16 ani în care producția agricolă a crescut. Simplu spus, un pas înainte, doi înapoi, un pas înainte, doi înapoi. De fapt, agricultura noastră este caracterizată de oscilații și dacă ne uităm atent, în fiecare an avem creșteri, descreșteri de 10%, de 10% și avem două recorduri absolute. Anul 2021 avem o creștere de 58%, este cea mai mare creștere cel puțin din ultimii 70 de ani de zile. Așa bănuiesc că este cu mult mai mult, dar nu am dat, dar începând cu anul 1950 până în anul 2022, niciodată într-un an de zile n-am avut o creștere atât de mare, dar este clar pe fundalul unei scăderi enorme care s-a întâmplat în 2020. În anul 2020 am deținut recordul precedent de 27%. Și din cauza creșterii care am avut-o foarte puternic în 2021, în 2021 noi aproape că am ajuns doar la nivelul anului 91. Deci după 30 de ani de independență, de creștere, scădere, doar în anul 2021 aproape că am ajuns la nivelul anului 91. Acum să vedeți că asta nu este recordul, anul cel mai mare a fost tot alt an. În acest an, în 2022, noi avem o scădere de 29,8% sau 30%, care este cea mai mare scădere de cel puțin în ultimii 70 de ani de zile. Niciodată n-am avut o cădere atât de mare în agricultură și noi am ajuns doar la 70% la nivelul anului 1991. Deci în anul 2021 producția noastră agricolă a reprezentat doar 70% din ceea ce am produs noi în primul an de independență. Dar fiindcă este pentru prima dată când vorbim pe subiectul agriculturii, eu de mai mult timp colectez date și îmi place, am o tehnică prin care încerc să arătăm un tablou care să-l putem compara. Deci transform toată producția agricolă din acest an, începând cu anul 1950 până în anul 2022, la valoarea leului din 2022. Altfel spus, îmi imaginez că mă duc în anul 1987 și mă uit care a fost producția agricolă în Republica Moldova la valoarea leului din acest an. Deoarece noi vorbim de partea dreaptă a Nistrului și noi nu avem datele pe stânga Nistrului sau noi în analiza noastră nu cumpărăm stânga Nistrului, anul 1987 este luat tot doar partea dreaptă a Nistrului. Cum am făcut lucrul acesta este o temă aparte, poate vreodată voi vorbi cum folosesc această tehnică. Deci, altfel spus, datele sunt totalmente comparabile. Noi vorbim de același teritoriu. În felul acesta, în acest an, producția agricolă este de 40,3 miliarde de lei. Dacă vă uitați atent, este aproape de două ori mai mică decât a fost recordul din 87, când producția agricolă la valoarea leului din acest an era de 78 de miliarde de lei. Deci Republica Moldova, în anul 1991, producția agricolă deja a scăzut destul de puternic și acum am sărat dinamică, era ceva de tipul 58 de miliarde de lei în banii zilei de astăzi,
După aceasta a fost o cădere continuă, cu mici urcări, creșteri, scăderi. Anul 2021 a fost un record de 57 de miliarde, când aproape am ajuns nivelul anului 1991. Cu ritmul care creștem noi, poate în 3-4 ani de zile, producția agricolă în Republica Moldova va depăși maxima istorică atinsă în 1987. Deci ne va lua undeva 35 de ani de zile ca să ajungem la nivelul de unde am început a cădea. Deci cam asta este în domeniul agriculturii. În special și la urmă voi arăta, voi dați ceva optimist, cred că noi acum suntem într-o perioadă de creștere, chiar dacă avem șocurile acestea climaterice de scădere a producției agricole, totuși tendința generală este de creștere și sper foarte mult că noi vom avea o alt fel de agricultură și vom începe produce în sfârșit ceea ce trebuie. Dacă de luat după tipuri de gospodării, iarăși am făcut acest lucru, deci prima dată în viitor nu voi prezenta detalat, observați foarte atent, datele le-am putut estima din 65, din 50 până în 65 n-am putut separa datele, dar din 65 până în anul 95, practic 95-96, producția agricolă organizată domina comparativ cu producția individuală. Spre exemplu, în anul 87, anul record, aproape 65 de miliarde lei în banii zilei de astăzi au fost produse de către gospodării, 13 miliarde de lei în sectorul individual. După aceasta, prăbușirea din agricultură a avut loc în mare parte din contul gospodăriilor organizate. Uitați-vă, în anul 2000, la noi, gospodăriile organizate, erau 9,9 miliarde lei, deci o cădere de 6,5 ori, iar sectorul individual era 21,6 miliarde lei. După aceasta, gospodăriile au stagnat, sectorul individual a crescut constant, anul 2021, după cum am arătat, a fost un an pur și simplu care va intra în istorie ca anul cu cele mai multe, cea mai mare creștere, cele mai bune prețuri, cea mai bună productivitate și primul an când, după 20 de ani de zile de dominanță sectorului individual, gospodăriile agricole au început să domine în Republica Moldova. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat în Republica Moldova, în agricultura Republicii Moldova în ultimii 70 de ani de zile, am luat care a fost producția medie pe fiecare 5 ani de zile și cum s-a modificat producția medie din 5 ani de zile cu perioada precedentă. Dacă observăm, cea mai mare creștere a fost în perioada 50-65. Deci în această perioadă, producția medie anuală creștea undeva cu 28-30% comparativ cu perioada precedentă. În anul 66-70 și după aceasta s-a atenuat și în 86-90, de fapt, la noi deja am ajuns la limita creșterii. Producția agricolă în Republica Moldova încă era Uniunea Sovietică, dar deja nu mai creștea. Noi stagnarea sau, să zicem, creșterea, încetinirea s-a început în 76, iar în 86 deja, practic, noi n-am avut creștere. Cei mai dramatici ani a fost 91-95, apoi 96-2000. În această perioadă, la noi, producția agricolă a scăzut de aproape două ori. Au urmat încă 10 ani de zile cu o scădere aproape lentă și dacă observăm, în 2010 noi am ajuns la fundul gropii, cum am spune, când producția agricolă a ajuns să fie de piste două ori mai mică decât a fost în anii, în perioada 80-85. Apoi începe o creștere modestă 2011-2015 și am avut o creștere puternică 2016-2020, de atâta spun că noi practic suntem deja în perioada de creștere, 2021-2022, chiar dacă în acest an avem o scădere foarte puternică a producției agricole, dar ținând cont de creșterea de anul trecut, în acești 2 ani de zile, creșterea medie sau producția medie totuși este cu 5% mai mare decât media din precedență 5 ani de zile. Altfel spus, chiar dacă anul 2022 este anul cu cea mai mare scădere din istoria Moldovei, comasat cu, luat împreună cu anul precedent, totuși înregistrăm o creștere, ceea ce mă face să cred că perioada de cădere în agricultură s-a terminat, acum doar trebuie să asigurăm creștere și trebuie să ne orientăm pe sectoarele care cel mai puțin sunt independente de condițiile climaterice. Și ultimul grafic care mă face să fiu optimist, este următorul.
Ținând cont că producția agricolă este în anumite sectoare, cum ar fi livezele, rezultatele se văd în dinamică lungă pe mulți ani de zile, am considerat să fac o medie mobilă pe 10 ani de zile, să analizez care este producția medie pentru ultimii 10 ani de zile. Din simplu motiv că în agricultură este foarte tare influențată de condițiile climatice, am vrut să văd fundamental ceva se întâmplă în Republica Moldova. Și dacă observați, media pe 10 ani de zile în anul 90 era de circa 72 de miliarde de lei la valoarea leului din ziua de astăzi. Au urmat 15 ani de cădere continuă și am ajuns de două ori mai puțin la 33 de miliarde de lei, lucru care s-a întâmplat undeva până în anul 2015. Începând cu anul 2010 și 2015, noi asistăm la o creștere continuă, chiar dacă avem ani de secetă, avem ani de scădere, cum a fost anul 2020, cum a fost anul 2022, tendința globală este de creștere și în prezent valoarea medie a producției pe ultimii 10 ani a ajuns la 45 de miliarde de lei sau cu 50% mai mult decât a fost acum 15 ani. Care concluzia? Necătând că avem o agricultură destul de fragilă, totuși subvențiile care s-au dat în ultimii 10-15 ani, atenția care se acordă agriculturii, investițiile care au fost făcute, suportul partenerilor externi, își aduc roadele și agricultura noastră cu toate problemele care le are, e fundamental, ea, putem spune că de 2015 înregistrează un ritm clar de creștere. Chiar dacă avem ani cu căderi puternici, chiar dacă avem ani cu secetă, fundamental agricultura noastră. Vreau să cred că a început să crească și acest ritm pur și simplu trebuie continuat, să nu uităm că mai avem încă de recuperat, încă 50% cel puțin avem nevoie să creștem încă destul de puternic ca să ajungem cel puțin la nivelul care l-am avut cândva. Vă mulțumesc și atâta pentru ziua de astăzi. Mulțumesc.